Bine v-am găsit la cea mai nouă ediție Încearcă să nu te sperii challenge. Ați auzit foarte bine, băieți și fete. Numele meu este Marusiancu și bine ați venit la un nou challenge creepy la mine pe canal. Astăzi facem Try to not get scared challenge, mai exact pe traducere Încearcă să nu te sperii challenge, ediția de coșmar, Nightmare Edition, fraților, pentru că avem niște filme horror foarte speciale și foarte înfricoșătoare. Știți și voi care sunt regulile, trebuie să vă uitați la tot videoclipul fără să dați skip și nici măcar skip-ul ăla, gen să dai de două ori pe ecran, să te ducă 10 sau 15 secunde în față, nu aveți voie, și totodată să vă puneți mâna la urechi, așa spre gen la urechi, doamne, să vă puneți mâna la ochi și la urechi totodată, pentru că așa ai pierdut challenge-ul din start, fraților. O să vedeți că eu nu o să fac chestia asta, gen cel puțin încerc să nu o fac, pentru că na, degeaba te uiți la videoclip dacă pui mâna la ochi, pentru că practic ai pierdut challenge-ul din start. Ei bine, fraților, după cum v-am zis, avem niște filme horror foarte speciale și dacă nu mă credeți, primul film horror la care vom reacționa se numește Ghostface și este un film cu tematica filmului din cinema Scream. O să fie ceva super, super creepy și este și postat acum 21 de ore, deci 100% până acum nu l-ați mai văzut niciunde. Deci dacă na, sunteți amatori de filme horror și vă plac filmele horror, o să vedeți aici ceva nou. Nu uitați neapărat să apăsați butonul de like, să vă abonați acest canal, pentru că dacă facem 2000 de like-uri, o să facem un challenge nou, Încearcă să nu te sperii. Însă na, e destul de greu să găsiți filme horror de-astea care, pe bune, să fie horror. Și totodată vreau să vă zic că eu nu știu ce informații să vă dau despre filmul ăsta, pentru că nu m-am interesat, că n-am vrut să-mi iau spoiler sau ceva de genul. Mi se pare foarte, foarte mișto ideea de Ghostface și după cum puteți vedea, hai să-i dăm drumul, da? Deci hai să vedem. Prima dată îl vedem pe Ghostface aici, cum vine la casa 524. Bănuiesc că el este ăsta, da? Bun, hai să vedem. Cine e la casa 524? Let's go, baby. Deci, băi, aveți grijă. Bun, de acum n-o să mai pun, n-o să mai pun stop decât să traduc. Hai să vedem. Ok, băiatul ăsta aici. Să avem foarte mare grijă. Care pune niște muzică. Ok, e cu iubita lui, bănuiesc. Josie și Phil îl cheamă. Ok, uite acolo niște mâncare. Hai să dansăm. Mamă, frate, o să se gândesc că ăștia că acum urmează să fie omorâți de Ghostface. Săracii nu se gândesc, vă dați seama. Ok. Bă, fraților, voi auziți? Mamă, uite pe Ghostface. Bă, ați auzit respiratul ăla, Jesus. Auziți? Auziți? Cum respira? Holy shit, ok. Uite-l pe Ghostface acolo, stai, că acum trebuie să apară. Uitați-l pe Ghostface acolo, holy shit, man. Așa, sunt doi tineri care se distrează. Ciudatul ăla merge pe lângă casă. Hai să vedem. Madame, mulțumesc. Sunt doi îndrăgostiți, fraților, care iau cina împreună. Ce poate să fie mai drăguț de atât? Ci că îmi place foarte mult timpul pe care îl petrecem împreună. Da, pe bune. Am o întrebare. Ok, ăsta întreabă de ce întotdeauna trebuie să avem cina la miezul nopții, de ce nu putem să o avem la 7-8 ca oamenii normali? Ce că ne face diferiți. Ok. Fraților, ia uite, Mama Bear. I watch it. Are you okay? Have you finished watching the news? I'm meeting dinner. I will get back to later. Love you. Ok, deci maica s-a luat asta, fraților. I-a dat un mesaj și a zis, ești ok? Tu și Phil v-ați uitat la știri? Și face, acum mănânc cină, o să scriu mai târziu, te iubesc. I-a zis lui maica sa. Băi, băi și fete, eu cred, gen, eu merg pe premiza asta, că ăștia sunt gen, sunt doi îndrăgostiți și n-au avut ghinionul să vină Ghostface după ei. Nu știu dacă, cum îi zice, au ei vreo treabă, ea, că el pare așa, pare super de treabă, dar ea ia cina numai la miezul nopții, nu știu dacă asta are legătură cu ceva horror sau nu, urmează să vedem. Au întrebat dacă s-a uitat la știri, dar ce s-a arătat la știri? S-a arătat ceva important la știri? Is everything okay? A fost mama mea, e tot ok? That's your mom for you. Ok, deși că doar se îngrijorează ca de obicei. Hopa. Ci că s-a oprit senzorul de acolo, de emoțiune. Adică a trecut cineva pe acolo. O să mă duc să văd care-i treaba. Bun. Deci s-a oprit senzorul ăla, fraților. Adică a trecut cineva pe acolo.
au un senzor la intrare. Ok, să nu se întâmple nimic, a? Asta se uite să vadă dacă e cineva. Poate să nu fie o persoană, poate să fie un câine sau ceva. Ok. Uite, cum a zis, este pisica. Noi știm că e Ghostface, ei nu știu. Uite, uitați-l acolo în stânga. Bro, ciudat, uitați-vă la el cum se uită. Holy shit, man. Emergency alert, mass crimes on the rise from city with the new recent movie Scream. Bro, i-a dat gen un raw alert de la, na, nu i-a dat raw alert că nu e în România, o alertă de aia, căci că se fac foarte multe crime cu masca pe față, pentru că tocmai ce s-a lansat nou film Scream. Holy shit, deci în universul ăsta, din filmul ăsta, s-a lansat nou film Scream și oamenii au început să o ia razna și să facă crime cu masca pe față, cum se face și în film. Jesus. Bro, what? Fraților, asta e gen... Bă, l-a întrebat ce s-a întâmplat, care-i treaba cu alerta? Și asta a zis, a, nu, era doar un Amber Alert sau ceva de genul. De ce nu-i zice ce se întâmplă, bro? De ce nu-i zice că s-ar putea să aibă criminal cu mască? I hate those things. Urăsc chestiile astea. So, where were we? You were simping. Ah, yes. Unde eram? Tu mă simpuiai pe mine, adică... Vorbeai frumos. Nu chiar atât, nu știu cum să traduc, fraților, simplu. Îmi place foarte mult să petrecem timp împreună. Why do you love spending time with... Philip James Montoger, așa îl cheamă pe ăsta. De ce iubești să petrești timpul cu mine? Ok, astea sunt jocurile lor, fraților. Well, that's a relief. Ok, face mișto de, cum îi zice, cina la microunde. Dă mâna ta. Băi, sunt ușa în căsătorie sau ceva, nimeni nu se așteaptă la asta. Ai ce? Ce vrea să facă, fraților? De ce plânge, bro? Cred că e o farsă sau ceva. Plângi? Aoleu! Nu știu de ce sunt așa emoțional. Bro, cum adică? Ce faci? Nu te-am văzut niciodată așa. Cam ciudat. Aș muri pentru tine. Ok, frățior, cred că te-ai dus prea departe. I'm your mother, always make time for me. Deci asta îi zice, maica sa îi zice, sunt mama ta, întotdeauna să-ți faci timp pentru mine. No need to get back out of bed, call me in the morning, I love you. Ci că nu mă mai suna pentru că mă duc să mă culc, sună-mă de dimineață, te iubesc. Bă, frățiorul nostru e cam ciudat. O să mă duc la baie, spune el, ok. Asta îi zice, love you. Și asta se duce la baie. La ce se uită? Ce credeam că am văzut ceva la fereastră. Chiar l-ai văzut, frățiorul, nu credeai, chiar ai văzut. Poate este pisica vecinului din nou, da, 100%, da. Sau poate am eu halucinații, da, bai, tu ai halucinații, 100%. Asta se întâmplă, da. Jesus, ok. Oh my god, începe! Ce naiba s-a întâmplat? Bro? Ce naiba s-a întâmplat? Începe, Jesus. Sora mea, ce faci, mă, deschizi ușa? Bro? Hello? Cine e ăla? Bă, cine e ăla? Este Tamara acasă? Holy Jesus, bro, nu știu dacă v-ați uitat, nu știu dacă v-ați uitat la seria de filme Scream, însă ăsta e un clasic, linia asta, gen, e Tamara acasă, mamă ce mișto ai făcut filmul ăsta. Cine e ăsta, boi, ce-i băiatul ăsta ciudat? E Tamara acasă? Cine? Nu merge lumina.
Nu merge lumina. E Tamara acasă? Sorry, I think you have the wrong place. Ce, că îmi pare rău, cred că aici ai greșit locul. Ai vrea să cumperi niște Girl Scout cookies? Ai vrea să cumperi niște prăjitorele? Nu, frățiorul. Foarte proastă ideea să vinzi prăjitorele la ora 12 noapte, la miezul nopții. Ci că am niște, cum îi zice, niște cutii în spatele mașinii mele. Girl Scout cookies? Sunt foarte delicioase. Bro, ok, stați că e ceva foarte ciudat. I-a zis asta merge foarte bine după ce iei cina la TV. Adică ce au făcut ei. Înseamnă că ăsta se uita la ei de dinainte. Sora mea, închide-i ușe. Ești nebun, ai luat o razna. Stai cu ăsta la vorbă la, una, la ora 12 noaptea. Înainte să plec, am o întrebare pentru tine. Is Tamara home? Really doesn't ring a bell, does it? Bă, ce am zis eu? Bă, merge mintea. Bă, efectiv, merge mintea. Deci au zis că, ci că faza pe care am zis-o e Tamara acasă. Nu ți-a făcut un bip în cap? Nu ți-a prins un clopoțel? Ok, poate nu s-a uitat la Scream. Poate nu s-a uitat la filmele horror. Nu. No. E din filmul Scream. Îmi pare foarte rău, Josie. Holy shit, știe numele. Cum știi cum mă cheamă? A plecat. Bro, a plecat. Holy shit, ok, ok. Nu știu cine era băiatul ăla. Abonez că era Ghostface. Numai că și-a dat masca jos. Am avut un vizitator. Un vizitator la 12 noaptea? Da, ceva băia super ciudat care m-a întrebat de Tamara și zis citat din Hannibal Lecter. Asta se pune să mănânce. Nu prea îi pasă. E ciudat, e ciudat, frate, e ciudat atmosfera. De ce se uită așa la el? De ce se uită așa la el, fraților? Ce, că știi, cunoști vreo Tamara? Tamara? Nu. E sigur? Da. Ok. A, boi, Zofica asta crede că ăsta o înșeală, gen, că a venit la societate după Tamara, nu? Și la el acasă? Și că această mâncare mă face să adorm. Hai, duceți-vă și culcați-vă. Să vină Ghostface să vă moare. Glumeam, Doamne, ferește. A fost o noapte lungă. O să mă duc să mă culc. Ok. Asta se duce să se culce, fraților. Asta oprește melodia. Oh my god. Al nostru e pe... Al nostru e pe felia acolo. Se ține tare. Nu... O, câteva ore mai târziu. Holy shit. Aia dorm amândoi acolo? Sunt ăștia doi care dorm, nu? Hei. Oh, bro, nu-și mi-am dat seama. A început iară muzica. Și asta l-a întrebat pe ăsta. Și că tu ai pornit muzica, băi, dar și asta gândește mult. Băi, lângă tine în pat. Nu vezi că moare de somn? Cum să pornească el muzica? A pornit muzica, Jesus, ok.
Sora mea, grijă, grijă mare că nu știi cu cine te întâlnești pe holul casei tale. Chiar dacă sună tragica e. Mamă, dar și ăștia o casă fraților, zici că e scoasă din filmele horror. Ați prins? Bro, televizorul are glitch-uri. S-a închis lumina, sper că i-a închis-o. Da. Ia că vede ceva. Phil? Oh my god, e ușa deschisă. Phil? Phil? Uite și pe asta, vede, s-a trezit. Ai lăsat ușa deschisă. Băi, sora mea, dar în primul rând, nu s-a dus el la culcare primul. Am făcut asta? And you left the record player on. Aoleu! Aoleu, 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 uitați-vă spatele lor. Holy shit, și ai lăsat și ăla aprins. Cum bă să lase el, men, dacă el s-a dus primul la culcare? Tu te-ai dus, dacă e ceva, tu ai lăsat. I must have been tired. Și că doar mi-e somn. Mamă, și asta nu zice nimic, are frică aici. Și că poate mi-a fost somn. O să închidă ușa, ok. Bravo, băieți, v-ați închis în casă cu criminalul, bravo. Foarte bună alegere. Bravo, bravo. Și că haide, știi că trebuie să mă duc la muncă de dimineață. Îmi pare rău, babe. E ok. Vrei niște apă? No. Îi sună telefonul. Mamă la, băi, iară, oare mai târziu noaptea? Hello? 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 E Tamara acasă? Holy shit! Who is this? Cine este ăsta? Încă nu știi? Încă nu știi? Is Tamara home? Were you at my house earlier? Ci că tu ești ăla care a venit la mine acasă? Listen, înainte? Go call the cops and get you arrested. Ci că dacă mai faci de astea, adică nu ești dacă mai faci de astea, zici că o să sun la poliție și o să te aresteze. Și că nu te baza pe asta. Oh my god. Phil? A picat cineva în bucătărie. Phil? Cred că l-a omorât Ghostface pe Phil. Did you drop something? Phil a picat ceva, uite-ți-vă la el. Bro, ce naiba se întâmplă? Uite-l pe Ghostface acolo. Bro, ce naiba se întâmplă? Oh my god. Phil e mort. Iar ai lăsat ăla. Băi, dar asta nu se prinde, fraților. Bă, deci asta orice se întâmplă, dă vina pe Phil. Iar a lăsat ăla de muzica aprins. Nu, sora mea, nu l-a lăsat. De ce plânge? Oh my god, e mort. Bravo, 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 iar vă închideți în aceeași cameră cu criminalul. 9-1, care este urgența? Iubitul meu? Ce că iubitul meu sângerează? Nu se mișcă? Ce că, băi, asta e, l-am văzut pe Ghostface, ce că nu se mișcă, cred că e mort. Ia stai. Nu se mișcă în stânga, ia vedeți. A, nu. Ok, zice adresa ca să trimită pe cineva acolo. Mamă, iar e ăsta la telefon, fraților. Cică, ok, doamnă, dar prima dată e Tamara acasă? Poftim? Și că nu poți să răspunzi la întrebare.
Și că dacă nu poți să răspunzi la întrebare, cum să mă aștept să supraviețuiești în această seară? Oh my god, bro. Băi, fraților. Ce film horror genial. Uite-l pe Ghostface. Te-ai dus. Te-ai dus. Oh my god. Ok. Și aici s-a terminat, bro. Băi, fraților, a fost un film horror genial. Au fost și puține jumpscare-uri, cei drept, însă filmul a fost genial. Și mai avem încă unul care se numește Love Potion Short Horror Film, da, de la KMO Official, care și ăsta a fost postat acum 3 zile. Este o, cum îi zice, o poțiune de dragoste. Bănesc că ăsta e special de Valentine's Day, dar n-au apucat băieții să-l pună pe Valentine's Day. Hai să vedem. Poțiunea de iubire. Ai spus că vrei să vorbim, zice cineva. Așa că vorbește. I know. Bun, deci sunt ăștia doi care vorbesc. Mulțumesc că vrei să ne vezi. A arăs foarte bine. Chris. Deja ți-am spus. Și că nu ne băgăm înapoi împreună. Aaa, deci fiți atenți, frățiorul Chris vrea să se combine înapoi cu asta care a fost gagică sau de acum s-au despărțit. Ok, am prins-o. Și că vreau doar să rămânem prieteni. Știu că ai doar am zis că arăți bine. Nu prea pare asta, dar ascultă fata, frățiorul, dacă asta zice, asta se întâmplă, nu? Nu voiam să ne băgăm înapoi împreună. Am zis fără muștar. Ok, deci a luat ceva de mâncare, se duce să returneze, că i-a pus muștar. Ok, ce face ăsta? Ah, ăsta are o poțiune de iubire, gen. Și o pune aici ca gica asta să se întoarcă. Eu punem băutură. Mamă, ce geniu malefic. Mă simt ca în Game Tunes, să moară frații mei. Hai să vedem. Bravo, bro, s-o trebuie să stebească gagica ta acum, că ai pus poțiunea iubirii. Sper să meargă. Gata? Voiam să zic ceva. Îmi pare rău. Îmi pare rău pentru cum s-au terminat lucrurile între noi. Ok, o să bea suc. E ceva ciudat? Da. E ceva ciudat la sucul ăsta. Asta chiar e foarte bun. Ok, și acum că ea s-a îndrăgostit de el. Și anume e foarte bun. S-a îndrăgostit. Îmi pare rău că m-am despărțit de tine. Let's go, let's go! Chris? Putem să ne băgăm înapoi împreună? Ești sigură? Da. Niciodată n-am fost mai sigură de ceva. Ok, putem să ne punem înapoi împreună. Bravo, frățioru, bravo. Și că sunt foarte fericită. Ține-mă în brațe. Care, bro, și că îl stroșnește în brațele ei. Și că ești atât de frumos. Și că niciodată n-am realizat cât de frumos ești de fapt. Și că o să avem cei mai frumoși copii, ar trebui să avem 12 copii. 12 copii? Ok, lui frățioară nu-i mai place ideea. Da, foarte mult. Hai să ne căsătorim. E sigură? Asta e ceva destul de mare. Destul că sunt sigur. Te iubesc.
Te iubesc prea mult. Buckle up. Ce vrea să facă asta, fraților? Ce neva vrea să facă? Chica, te rog, oprește-te. Mamă, bro, deci asta merge cu viteză pentru că vrea să se mărite cât mai rapid cu el. O să fim împreună pentru totdeauna. Aoleo. Jeez, da, o să fiți împreună pentru totdeauna. Bun, fraților, și aici s-a terminat challenge-ul nostru. Încearcă să nu te sperii, Coșmar Edition. Dacă v-a plăcut, scrieți la comentarii, scrieți dacă v-ați speriat sau nu. Eu am reușit să câștig challenge-ul. Vreau să aud dacă și voi la fel. Eu am fost Marius Ioan cu Vampa pe tot și vă urez o zi minunată. Pa, pa!